Yo, 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 salutare oameni buni bine v-am regăsit la un episod din seria mea la Hearts of Iron 4, campania cu Ucraina, episodul 8 acum, pentru că, mamă frate, băiatul vostru s-a jucat, uitați-vă cum arată Europa, deci, arta din Europa e insane, oameni buni, e insane. Și probabil vă întrebați ce de ce, de ce suedezii sunt ucrainieni, nimeni nu știe, Ok, hai să vedem ce s-a mai întâmplat. Belgia vrea să facem un pact de non-agresiune. Meanwhile, fratele vostru să mai uită ce ar mai putea să facă pe aici. Winter Expert, avem de toate. Și tu, pe unde ești? Pe aici. Ok, păi te descurci bine. Hai că până la urmă ți-am luat ce trebuia. Ideal ar fi să reușești și tu să ți îndeplinești obiectivul aici. Până la urmă. Da, era important să-i spargem pe ștea. Hai să... Hai să ne îndeplinim obiectivul și să facem punte către granița acolo. Bun, excelent, excelent. Nu de alta, dar ei au niște chestii care mă enervează. Ah, ok, poți să te duci mai mult chiar. Niște forturi pe care le-au construit săraci ăștia de... Finlandezi. Finlandezii Care și-au cam luat bătaie Dar nu au capitulat respect lor Bravo băieți Sunt mândru de voi Aici toți și-au făcut de cap Aici știa cine sunt Francezii Ok, păi francezii ar trebui să se descurce singuri Că prea i-am dădăcit Meanwhile O să vin și eu Dar mai de sus, boșilor Mai de sus Calmați-vă puțin, tot pușăm, tot pușăm, mai e până vinde tot, totuși a schimbat uh, capitala, ok, ia pe aici pe sus, mă, n-ar fi rău, ia vezi tu cum pușesc pe aici, de fapt nu, doar aici, let's go. U, uh, au realizat pericolul. Mă mir. Haide că îi spargi. Bravos. Problema rezolvată, boșilor. Nu mai are mult și o să facă skill 7 și atunci chiar că o să fie nebunie totală. <hătă -s> N-ai cum să bați așa ceva, frate. N-ai cum, oricât de mult ai încerca. Singura chestie care ne trage în jos e faptul că se mișcă jocul mai greu. În rest, lejer. Aici asta deja nu mai știu pe unde să se duc. Aici, sincer, te-ar ajuta mai mult să vii așa. Te-ar ajuta mult mai mult. Ia, yeah. ai 5 divizii. Lasă că ele oricum se duc automat. Exact. Haide, hai și pe aici, de distrus unități oricum te descurci, ce mai putem să mai construim, ok, normal, artilerie, că suntem destul de bogătani. Pot să pușez și chiar așa, nu geaba să numește țara celor 1000 de lacuri, adică uitați-vă și voi ce e aici. Hai că poște ei făcut. Și cam atât, I guess. Ok, mă bucur să văd că încă mai pușăm, deși i uh, e amuzant cum ne-au lăsat numai pe noi. Da, hai, oprește-te că na. Pierzi, pierzi unități aiurea. Asta mă deranjează pe mine. Pierdem unități aiurea. Uite te tu. ce asta, ce prostie asta, ok, aici, voi boșilor puteți să vă opriți pentru că oricum ați jucat excelent și cu cele 16 divizii veți pleca de undeva de aici, veniți pe aici și mergeți până aici. Excelent. Așa, de restul vă ocupați voi. O să mă duc în față măcar cu o divizie. Poate cu două, poate cu trei, cine știe. Oricum vă și au foarte multe unități. Mă băieți. Nu. Hai și pe aici. Deci foarte, foarte multe unități care stau efectiv degeaba. Știu că e puțin mai greu să mergi prin pădure pe aici, dar... Na. Cumva ți-ai luat bătaie? Sau ce se întâmplă aici? Na, nu ți ai bătaie, ce -ai. Nu o și bătaie, ar fi fost culme. Chiar ar fi fost ciudat. Îmi place că ne crește manpower-ul foarte, foarte mult. Asta să se mai oprească aici. Bă, mă Nu știu dacă pot să ajungi acolo totuși. Ar fi o pâine de mâncat ce-i drept. cei drept chiar ar fi o pâine de mâncat, dar rămâi potolit aici. Oh my god, am pușat mai repede decât se așteptau. Incredibil. Gata, ei scos și păștea din joc. Aici am oprit eu ofensiva că nu avea sens. Aici o să vin tare de tot. French Republic. Nu știu ce au făcut și ei. Mă, voi doar trimiteți-mi unități de sprijin, că de restul mă voi ocupa eu. Promit. Promit că mă voi ocupa eu foarte rapid de treaba asta. Minuel mă duc și mai sus. Icam cam sal. Aici, cum mai stau lucrurile, bă, cam prost, sincer. Destul de prost. Bine, eu înțeleg acum că proviziile sunt jalnice, dar hei, uite ce am făcut. Încă un encirclement cinstit, corect, corespunzător aferent. Finlanda acum am eliberat-o. Așa și Rusia, well, nu mai are mult până se predă, dar trebuie să mai avem noi puțin tică răbdare. Bun, hai să-ți mai dau așa, hai să-ți mai dau niște artilerie, frate, că ai nevoie. Și Speed 4. Minuel se repară, se fac construcții, totul este ok. Niște tankuri ar mai merge, logistica. nu știu dacă au. Ia, aveți logistică? N-aveți logistică? Mamă, cum îți permiți? Cum ma-ti permiți, my friend? Mamă, ce potențial are Ucraina. Holy shit, nu, nu vine să cred. E insane potențialul. Asta are skill 6, dar ne apropiem extraordinar de mult. Să, să facem skill mai mare. Asta vreau să vină până aici. Asta aș vrea să urmărească calea ferată, dacă urmărește calea ferată, o să dăm lovitura, efectiv. O să rămână toți fraierii aprinși acolo. Aici o să pun mâna pe orașul ăsta. Hai mă, nu mă susțineți, este? Trebuie să mă susțineți, naiba. Nu mă susțin fraierii ăștia. <coughs> What the fuck, ce trist. Foarte trist. Oh, bine, bine. Stai că nu mai știu pe unde să mă duc. Pe aici oare? nimic de zis, nimic de comentat aici. Ne-au susținut nemții. Eu am pușat ei și au văzut de treabă. Puțin cam moarte unitățile lor, dar ce mai contează? Aici, ței -ai că am luat-o puțin în barbă, e de înțeles. Aici nu știu ce s-a întâmplat. Au lăsat frontul liber. Băi, ești nebun? Te-ai panicat, bradăre. Te-ai cam panicat. Așa. oh, serios. Ok, vin o până aici. Deja nu mai știu pe unde să mergi. Ok, am mai cucerit un oraș. Hai să facem treaba, treaba. Dacă tot... Na. Mai n-am eu multe unități, dar sunt al naibii de bune unitățile noastre efectiv trec prin, prin, ei ca prin brânză. Așa. Invest. 150. Ok. Hai că am participat și o cică. Pe mine mă interesează aici, da? Deci construim, construim, e bine. Aici arată din ce în ce mai ok. Având în vedere cât de mult i-am ajutat. de nu mai ai probleme cu infrastructura. Că asta îi trăgea în jos. Nu aveau infrastructură. Nu aveau ce să facă. Uite acum ce statistici am eu. Așa da. Altceva nene. Altceva. O să dau drumul și la ofensivă. Chiar dacă văd că e cam jale pe aici. Da. Ce să și faci, nene? Ce să și faci? Asta e. Aici. Aici nu, nu trebuie să pornești ofensiva. Am venit eu mai puternic, așa puțin. Doar atât. Ia uite. Mamă, nici nu, nici nu aveau ce să-ți fac. Adică, efectiv. Căștig de unul singur, ești nebun la cap. Ești de la cap. Deci încoa. Și îmi în voi face și tancuri. E vremea să ne facem tankuri boys. Deci avem așa. Un medium tank cinstit, corect. Două rânduri întregi de medium tanks. Așa, și în momentan stăm cu minții. Că ne trebuie și artilerie. Dar mai așteptăm. Ia. Yeah. Ce ai creat? Ai creat light tanks. Ok. Medium tank. Asta e nu. Reliability engine și main gun. Care trebuie să fie epic. Asta e. Varianta nebună. Let's go. Aici. Um, păi unul mai bun și mai apoi vezi Pentru cine naiba sunt efectele astea așa bune? Băi, ești nebun? Ok, also, ai câțiva oameni aici care ar putea să te ajute, sincer. Nu cred că o să câștigăm. Pana mea, 1200. I mean, încearcă și el să facă tot ce poate, dar e greu. Bă, dar ne dau ăștia, nu glumă? Ne dau, ne dau, ne dau. Ne dați sau nu ne dați. Gen. Bă, sincer, tu ai putea să scoți mai mult din situația asta și zic cum. Dacă tu vii undeva aici și ai un front efectiv minuscul, poți să-i distrugi pe toți. O linie de ofensivă micuță, cinstită și gata. Aici cred că s-au molit, pot molit trupele noastre, dar ne marca vrea să ne ajute, n-aveți decât. Los Angeles. Ce faceți? Ce faceți voi pe aici? Uite, important e să ai superioritate numerică. Cred că au realizat și ei pericolul, nu? He, he. Let's go, my friends. Let's go. Cruiser. Și altceva nu știu dacă mai pot să mai iei. Go. Altceva, nene. Până aici trebuie să ajungi. Ai 5 divizii. Dacă ai pus mâna pe portul ăsta, pe orașul ăsta, port, ești sal. Asta, despre asta e vorba, înțelegi? Despre asta e vorba. Ține el va puțin ocupat pe la Ena. N-au fost capabili? Hai că te descurci, te descurci. Ia uite ce frumos vine. Pac, curat, ofensivă cinstită. Cam superioritate numerică aici. Haide, haide. Ți-am cucerit portul, fraiere. Să văd eu ce mai faci acum. De asta era nevoie. Să obții superioritate numerică pe un anumit front. Eu oricum am trupele mai bune în momentul de față decât germanii. Am niște statistici. Vă leo. Nu, 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 nu. Tu trebuie să continui pe aici. Trebuie să continui, my friend. Pe aici acum. Let's go. 79. Da, nu e rău ce văd. Nu e rău, nu e rău. Deci tot mai mult. Tot mai mult. Nu știu, o să piardă rău. O să piardă cam rău. Cine vrea să ne mai ajute, Georgia? Mă, ce prietenoși au devenit ăștia de la o vreme. De unde atâta bunătate, măi nene? De unde atâta bunătate, na? Na, bele. Ia mă, ajută și tu, hai. Că nici tu nu mai știi unde să te duci. <laughs> Ia, vezi, ajunge înainte. Ok, cred că îl ții în spate. E bine. Da, îl ține leger în spate. Și gata, am rezolvat problema. Nu contează. Chiar nu contează. Uite, ți-am dat un boost. Că aveai nevoie, săracul de tine. Așa, fratelo. Păi vezi că știi. Vezi că știi. Asta așteptam, oricum nu o să rezistește la nesfârșit aici. Sunt vreo 10 divizii, bune și alea. sincer. Ne-am făcut de cap, asta era important. Așa, la industrie, nu știu dacă mai ai tu ceva, o să vedem, da. Ok. Aici continuu, că vreau să eliberez toată zona, aici la fel, aici la fel și pe aici la fel. În sfârșit s-a pușat. Uh, nu prea mai au resurse fraierii ăștia, eu în schimb am o grămadă de manpower și îmi place foarte mult treaba asta. Ia să vedem ceva pe research, zici. Coordonare tare. Nu-i rău. Cred că-i bați. Îi bați, îi bați cu făcălețul. Hai mă, cât mai are Rusia până se predă. Bă, mai are ceva. Culme, mai are ceva. Aici deja n-are sensor. Ai făcut skill 7. Wow, insane. Am văzut că-și cam dea timpul. E și uite cum ai reușit tu să faci totul ca la carte. Perfect. Fii atent cum facem. Deci ție o oh, azerbaijan mă da cu toți de vor să ne ajute. Mie mi se pare o oportunitate excelentă de a-mi trimite trupe să îmi farmez generalii. Ai câțiva generali. Foarte bine, bravo ție. Îl trimit pe știi cum vine? Pac, direct. Nici nu se nici nu se pune problema. Sau aici, de exemplu. Faci frumos. Ia uite ce, ce calume e. Pam, direct câteva trupe. Nici nu-ți nici nu pasă dacă mor sau nu. Ăștia. Nici nu ar trebui să-ți pese. Ok, cred că până aici a venit pușul nostru puternic. Dar, pentru că suntem mai ne ducem un picuț. Că se poate. 76 aici, mai am câteva trupe. Nice, nice, excelent. Din partea mea, o să te duci mai mult. Oricum cam până aici era. Ha mă, dar ce vă mai plângeți aici? Că n-ai treabă. Chiar n-ai treabă. Ok, unde n-ai Ok, Civilian Factories. Am pus la maxim. Deci să se știe. La maxim. Hai și pe aici. Încă o care de asta eșuată. De a face ceva frumi. Cum mai stăm pe aici? Mă, binișor să știi. Totul e în reparații, dar se construiește bine. Hai să jucăm cu spit 5. Că deja nu mai e treabă. Mă întreb are, ce se întâmplă aici. Bă. Se pușează, se pușează, nu zic nu. Aici e care păcare, măcar nu îmi pierd manpower-ul. Pe logistică cum stăm? Pierdem câteva arme pe zi, dar merge. E ok, gen. E chiar ok. Mai spargem câte o unitate. Bam, bam, bam. Nu-l lăsa la greu, te roagă fratele tău. N-ai voie să-l lași la greu. Mamă, frate Roznaci, câte, câte unități au avut aici. Ești nebun la cap. Eu mă opresc. Nu mai vreau să pușez. Am bonus de iarnă. Să se știe. Mă duc puternic pe aici. Deci mă duc puternic și le, le, iau capitala și după aia nu știu unde să mă duc. Pa aici așa, nu? Doamne Vedem noi. Ok, în regulă. Cam pierdem. Dar nu e men power nostru. Noi doar farmăm. Și uite, mai doi. Poți să ataci aici că e mai ok. Mamă, frate, ce revenire dau ăștia. Americani. Mi se pare mie sau ți-o cam ei deja? Uite ce, ce frumos ai făcut pe aici, mamă, cum e. Așa. Construiește-le germanilor infrastructură săracică. E jale cu ei. Oricum, eu nu concep ca teritoriul ăsta să nu rămână al meu la final. Asta e clar. Deci n-ai voie. Nu se poate așa ceva. Trebuie să fie al tău. Bă, mă duc până sus. Mă duc până aici. Oricum aici nu prea sunt și E Este aici. Step-father, what are you doing? Așa. Pe aici, în continuare, ceva lejer. N-au decât să ne atace. Mă, da tu, gen... Aproape ai skill 6, mă, păi avem general super, super buni. Acum, ana. Ia uite ce frumos se duce. Am ca și cu speed mai mare, ce-i drept. Ce-i drept, e drept. Îți mai fac eu, îți mai dau eu chestii De făcut Hai și tu, bradere Oh, shit S-ar putea să se predea? E lag mare, deci s-ar putea să se predea Ei. Fi ah, firer I-am bătut pe nu? Ok, pas, pas, pas Nu, no. bă, ușor Ok, și ce vrei să fac eu? Vrei să iau... A, ce ai mă, frate? Pe mine nu mă interesează teritoriul ăla. Sincer. Dacă vrei tu să-i bați, n-ai decât. Ăla nu e teritoriul. Pă, păi uite mă ce fac nemții. Bă, menuțule. Uite ce fac nemții. Nemții și-au trimis divizile în altă parte, nu la noi. Stai să vezi mâncătorie după aia. După aia nebunie. Opa, se creează panzer. Dă-l atunci. Haide. Se face panzer. Naval bomber, nu ca aș avea nevoie. Și pe aici. Hatman. Hetman. Bum. Rocket Artillery. Uite aici un nod de cale ferata. Numai Nu mă bun pentru tine. Ce zici, mai bați? Noi nu bați. Nu-i bați că n-ai infrastructură. Clasic. Clasic ție. Uite aici. Poate reuși să ajungi. Poate reușești să faci ceva. Deși mă bucură să văd faptul că... Uite, acum nemții chiar o duc bine și au și, în sfârșit, supply, chica ca să nu mai zic de aici. What? Hai mă, pușați și voi, ajutați-ne. Așa, așa. Hai că se observă o mică schimbare. Aici ăștia ei se retrag fraierii. Wow, de ce? Tu nu ai nimic? Da, ne fraților manpower. Gata. Îi trimit în ajutor. Deci să ne uităm, da? Nu mai e mult. Îi batem pe ăștia. Uite, o să-ți dau și un bonus. Dacă se poate. Ai bonus, ai tot ce trebuie. E perfect. A, ah, lol. Hai, aici. Nu-i lăsa la greu. Mamă. Păcat, păcat, mare păcat. Hm? Chile. Frate, am zis că nu mă interesează teritoriile alea de acolo, din America de Sud. Păi nu mă interesează să iau o parte mare din Rusia și atât. Nimic mai mult. Ok, văd că suntem aproape de capitala lor. Suntem destul de aproape. Nemții pușează de o dată cu noi. Le mai cer ajutorul, se in armii. Chestii obișnuite, chestii tresti. Se știe. Ceva nou. Guerilla Fighter. Uh, ai chestii mult mai bune de atât. Sincer. Deși mai e până le faci. Cât să fă, n-ai că să fă. Se mai întâmplă. Aici cale ferată la greu, aici... Mă, se reconstruiește în mare parte. Se fac uh, fabrici civile. N-ai stres, no stres. Aici la fel. E bine că pușezi. U, uh, cumva te-au circuit? Am pierdut și noi vreo 400 de mii. Ah, suntem sub 400 de mii. Nice. E ok, gen. Încă e ok. Încă avem și bonus, cred. Stai, n-am înțeles al cu asta oricum, să ai cât avem pe teren. Fielded manpower. Avem aproape 600.000 de oameni și 600.000 în rezerve. Eu zic că e bine. E foarte bine. Skill-ul ăla nebun. 700.000 am ajuns. Na, că ești doar tu front l-ai noți, l-ai mărit prea mult. Mult prea mult. Lasă-l puțin așa. O să-ți aduc eu niște oameni. Ok. Aici, I don't know, vezi tu, te descurci. Și... Vii aici, așa. Pac, frumos. Îți unești Îți unești frumos trupele și te mai oprești aici. Excelent. Gata, așteptăm, stăm cu minți, 2% de aici. Asta deja poți să-l miști. Că n-ai tu trupe. Am 17 divizii. Ai putea să-l trimiți, nu știu, undeva, undeva aici, gen. Pa aici, așa. Merge, sau dacă nu aici, I don't know, oriunde, important e să lupte, asta trebuie să facă, să lupte, să lupte și să lupte. Ok, infrastructura trebuie făcută ca lumea aici, ca să mai avanseze trupele în continuu. Cu infrastructură zice, nu mai avem treabă. E imediat o să vină și ăștia. S-a schimbat puțin uh, manpower-ul. Oare din ce cauză? Hmm. Minual, dacă nu mă înșel, tot mai e un upgrade de luat. Așa. Planning speed. Eu vreau să văd planning speed-ul ăla ca lumea. Da, pe bune că n-ai reușit. Ai trecut râul, bravo. E și asta ceva. Clar. Ok, tu, domnule. Mamă, dar chiar ne răsfață ăștia. Tu ai venit aici. Eu nu știu. Ăștia sunt în război cu noi? Nu. Ăștia sunt dei noștri. N-au treabă atunci. Atunci să vină, uite, aici. Oamenii tăi. Și să stea doar în defensivă, că e ok. Nu o să supără nimeni. Opa. Vezi că rușii o duc bine pe aici. O duc binișor rușii. Asta până mă enervez eu. Până mă enervez eu și trec Volga sau ce râu o fi, fluviu o fi ăsta. Cred că e Volga. Uite aici, ai uh, califerată, știu că o să mă duc cam mult, dar merită. Curios e faptul că încă nu te lasă să avansezi, ceea ce mi se pare dubios. Chiar dubios tare. e, hey, îți cam spargi și îți cam spargi acolo unitățile, nu recomand ok, ai venit până acolo, e bine e bine, calmează-te calmează-te gen da, văd că am multe unități și degeaba le -am. Nu știu care -i faza. Te-ai dus prea mult, ai don't know. Hai, pui mei. Cât mai ai până te predai? Mult. Mult rău, frate. Aici ce fac ăștia? Bă. Nici ei nu știu. Da, în pui mei. Păi și... mă bro, dar nu, eu nu lupt cu voi. Ăsta e alt război. Eu nu lupt cu ei, de ce să lupt cu ei? Cu ăștia eventual lupt, nu? Cine mai înțelegi? Nu mai înțeleg nimic. Am mai schimbat eu frontline-ul, dar tot degeaba. Echipamentul văd că stau destul de prost cu el. Băiețași ăștia. mai eu am tot ce trebuie. Așa, aici. Ai îmbunătățit și tu. Linia de front. Ar să avem și avioane deasupra. supra. Fum și anti-air și tau artillery și tot ce vrei. Tot ce vrei tu. Așa. Suntem în 1945. Corect. Tot n-au suficiente trupe. Mă, ce naiba faceți voi aici? Nu înțeleg. A, trebuie să intru și -o în război cu voi. Nu pot și nici nu vreau. Oricum, mai aveți un pic și pierdeți. Da, deci... Îmi trebuie patru divizii aici să le aduc și restul... Stați da, și voi în altă parte. N-am ce să vă fac. Nu am ce să vă fac. Chiar nu am. Bineînțeles că se construiește infrastructura aici de calitate. Să pare mie să avem avantaj numeric aici. Ia, pușează. Hai. Hai că te descurci, n bă, ăștia de gând să se apere cu... Cu ce? Cu... Pușcași marin, Ce pui mei? Da, proviziile sunt varz acolo, dar aici nu sunt. Ai putea să faci ceva, ia vezi. Aici, poate. Aici, da, aici merge. Bun, da, hai, dă drumul la ofensivă. Ce ți ia atât de mult? Prea mult ți-a. Și capitala unde au dus-o? La mama naibii. Aici, ok, îmi place. Ia uite ce pâine de mâncat e acolo. Dar n-am eu suficient de multe trupe. Asta e problema. Nu am trupe. De unde? Spune și mie, de unde ne va să am eu trupe? Aici. N-avem. Îmi pare rău. Rămâi și pe defensivă, că e jale. Ok. Gata. Nu mai bag. Nu mai bag fonduri să ia populația de mine. Vino până aici, dacă tot ai închisit. Hai. Let's go. Uite, când m-ai pușat tu, te pușezi eu acum și cred că te bat. E important să cucerești curajul ăsta, că rămâi în ei fără provizie, apoi. Exact. Și tot așa. Oh, chiar nu reușești să-i bați? Mă mir. Mă mir, mă mir, chiar mă mir. Mmm, în schimb te-au pușat ei. Cine naiba mai înțelegi ceva din toată drăcia asta? Oho, Mă și totuși ai cale ferată. Hai să-ți creez niște condiții mai bune. Deci, cale ferată ai. Nu ai un supply hub aici. Uite, ia să fac. Să fac și aici că e cu roșu, și aici. Îți fac peste tot, bro. Ce ai? unde ai nevoie. Ia uite, supply hub te așteaptă. Și aici trebuie să fie supply hub. Și trebuie să mă ocup eu. Trebuie să se unească tot. Ok. Adul pe ăsta încoace. Și acum pe ăsta încoace. Și acum aici. A? Parcă e altceva. Cu provizii, cu de toate. Pana mea. Oricum, după părerea mea, dura mult prea mult. Seria asta, adică, nu, nu seria, că mi-a plăcut seria, ci războiul, războiul chiar a durat extrem de mult. Mult prea mult. O să vin eu mai puternic un pic. Că deja jucăm cu speed 5. Și n-are sens să ne bălăcrim noi atât. Și, având în vedere că ne-am... Concentra prea mult acolo. Eu vin de aici. Frumos, lejer, până aici. Atât. Le-am construit nemților tot ce au avut ei nevoie. Dă-i pui mei, că să se, se, se descurce și singuri. Până aici vin. Chiar o să trec de urali. Așteptăm, suntem cu minți. Tu ce skill ai făcut, bossule? Ai skill 5. Eu zic că pentru un... șal e perfect. Aici am 13 divizii. Vă iau boșilor, vă iau. Nu știu unde să vă trimit. Eventual aici, gen, la teritoriul meu. a Oricum se va termina, îți dai seama. Că se va termina la un moment dat războiul. Ce aș o să vină și deștepții ăștia de nemți să ne ajute un pic. Că uite cum pușez, adică nu mai o dai cu noi. E salpa. Ia un bonus ai? Na, acum mergea un bonus ca lumea. Haide, go, go, go. Așa. Din ce în ce mai bine. Căpătăm și orașul ăsta, adevărat. Îl căpătăm și tu trebuie să vii până aici. Dacă ai venit până acolo, e deja sal. Situația. Situația este sal. Mă, ce faceți, mă, acolo? Mă, nebunilor. Mamă, fii atent, că nu sunt în stare. Nu înțeleg de ce. Nu te duci tu până sus acolo oricum. Așa, bun, excelent, excelent. Tu chiar vrei să-l aduci la level 8? Am nebunie totală. Dacă mă întreb pe mine... Uite aici ce provizii frumoase am. Ah, îmi place. Chiar îmi place. Au realizat și ei pericolul și cred că de aia. Sunt atât de aproape de a realiza un încercuire. <coughs> Uh, bun, cale ferată. Cred că poți să joci pe SP5. De, deja nu mai impasă de main power de nimic. Astea sunt detalii relevante. Hai nemților. De fapt și ceva? Tu, dacă tot ai o armată care nu stă... Gen nu e ocupată. Trimite-o aici. Și vă întâlniți. Undeva. Pe sus. Și gata, te-ai scos. Să moară bibine el. Ni la el. Așa. Ăla-i, tati. ăla, ăla Te așezi tu frumos cum, cum vrea mătăluță. Cum dorești mătăluță. Asta deja poți să-l duci mai sus. Lejer. legereanu, ah, E, eh, na. Acum s-au gândit ei că ar fi o idee bună să, să pușeze. Bă, stați mă cu Stați cu că nu e chiar așa. Nu e chiar așa. Da, o să capituleze după ofensiva asta, sunt sigur. Nemții sunt pe Cileanu, hopa, dar sunt cam nervoși și roznaci. Își doresc de suflet să scape, mă. Își doresc să scape de noi, ești nebun. Ia uite la ei. Păcat că nu pot să schimb ofensiva. Ba da, uite, pot să schimb linia de front. De ce nu mă lăsăm înainte? Așa, gata, mult mai ok acum. Îmi doream asta. E, și în cel mai rău caz, ai scurtat frontul și tot e nasol de ei. Ok, ai trei divizii. Hai mă că se poate. Bă, rog, se poate. Ce e așa dificil? uite, au capitulat toți. Păi ăștia îi țin loc. Haide, go, go, go. Nabele. Să mor tu că nu ești capabil să-i bați. Nu te cred, frate. Nu se poate. Aia zic. Bravo. Și acum vii pe aici. Și ei spar pe toți. Bravos Bomba nucleară. Foarte tare. S-a dat cu bomba nucleară, boys. A scăpa și de treaba asta. Un aspect minor aici. Totul e cu verde și. și cam da. Cam asta a fost tot, nu? Bine, nu chiar că ofensiva contează. Uu, ia uite! Teritoriul aparține de drept al nostru. E tank. E tank teritoriu. N-ar fi rău să cucerești și orașul ăsta. Să mă uit la statistici, mi-e cam frică. Ți e cam frică, nu? Să te uiți la statistici. Un oraș mare, mă, dacă aș mai fi luat. Aici pun nord, cred că. Deși... Da, uite, ce le-a bins, că Aici pe sus. Lejer, lejer. Așa, să verificăm întotdeauna ce se mai întâmplă. Un Raider Station aici, frumos. Ia bagă radarul, adevărat. Aici, fortăreața. Pe unde o tu, rău. Nu prea o mai duci rău, să știi. I-Supply, s-ar să se predea Rusnacei. Uh, nu. Empire of Japan? De unde până unde, bro? Cum au capitulat? Stai că toată lumea vrea să fure. <gâng> Vor să fure toți. Mm. Mă, Lăsați-mă pace. Oh, 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 Ok. Exit. Păi e grav dacă au capitulat și ăștia. German Empire. u Uh. Acum, na, trebuie să-i elibereze că e greu. E greu să ai grijă de japonezi. Pe japonezi trebuie să-i lași singuri. Că sunt deștipți. Cum mai merge ofensiva? Bă, i-am cam lăsat pe de la ei să se miște singuri. Ok, și ce ai putea tu să faci acum? Ai putea să vii frumos cu Field marshal -ul. Începând de aici, faci frumos o ofensivă corectă, cucerești câteva orașe și ai terminat șmecheria. Na, rușii sunt de belea, sunt dați naiba, asta e. mi nu mai să pușesc și eu ca lumea. Făcând research-ul, bineînțeles. O, dar tu n-ai ingineri, frate. Tu n-ai ingineri. Tu trebuie să ai ingineri aici. A, și cale ferată, of course. Uitați-vă cât de mult contează să ai logistică bună. Practic am cucerit de unul singur dacă vă uitați pe statistici, o să observați că în războiul cu uh, rușii, ei au pierdut 10 milioane de oameni în total. Și asta înseamnă că și-au luat-o în barbă. Rău. Dar rău. Rău de tot. Hai că mai cucerit fratele vostru încă un orășel. Îi dau cu bombă nucleară, îi dau cu de toate. Oricum o să fim bogați. Când o să... Deci la tratatul de pace o să fim bogați. Bogați, bogați, bogați. Da, mai se predau mă și ăștia, că prea mult durează. Sincer. Gata. E de ajuns în puii mei. O, oh, s-au gândit și nemții să atace. Bă, dar nemții, mă, ce sunt așa slabi? Iau statistici proaste rau. Uite eu ce statistici... Eu mă joc cu... Mă rog, acum hai că e vina lor că îmi strică dif, uh, statisticile. Dar dacă stau așa puțin să-i atac, păi am 2000, naiba, la defense. Aproape 1000. deci ce, naiba, am așa puțin... Ce am eu statistici proaste? Am divizii proaste? N-ar cam trebui. Așa. Nu ai nebunia aia de... Balance manner. Ba, da, uite. Agresiv, agresiv, agresiv. Cât mai agresiv trebuie. Mă, dacă atunci când o să se termine războiul asta eu o să am sub 500 de mii, e ok. Mă declar mulțumit. Chiar mă declar mulțumit. Doar ruzna ce mai sunt de atât. Mai e câteva orașe și gata. Uite aici, ai câteva orașe bune. Mamă, ce comeback dau ei, bănene. Asta Ăsta ajuns și el la skill 6. Engineer, 31 și... Bă, sunt cam toate făcute. Da, vă dați seama că mă bat cu rușii în munții Urali, adică nici noi nu suntem sănătoși. supply e prost. Că na. Ea are creier, frate. Ea eu chiar n-are creier. Hai mă, predați-vă. Ce a fost asta? Asta n-a fost războiul nostru, nu? Nu, n-a fost. Dar nici noi nu mai avem mult. Cred că s-a predat cineva. Ok, să fim pe o fază. 30%, bă, mă lași. Aici capitala. Hmm. Cine ne va să mai duce în nord? E prea târziu deja. Am înțeles acum. Păi oamenii mei pușează și pe aici. E, dar știi ceva? Lasă-i. Lasă-i. Cu cât mai mult, cu atât mai bine. Lasă-i, bradere. Uite, ai skill 7-20% deja. Ma. Absolut insane. Războiul ăsta absolut insane. Ufa. Cât are? 5 victory points. Vezi că nu-i rău. Îl spargi, îl spargi. Asta e momentul când vă predați, nu? Hai, nemților, haideți, haideți și voi. Ne susțineți și pe noi sau sal? Ce să ne mai susțină? Nu ne mai susține nimeni. Nimeni nu ne mai susține, aoleo. Trebuie să fac supply hub, ca e jale aici. E jale peste tot. Ai de capul meu. Cale ferată, bro. Începând de aici. Până aici. Până aici. Uh, ai măcar? A, uh, aici. Hai că se unește. Așa. Uh, I mean... Da, trebuia un nod acolo. Asta nu știu care e faza cu ea. O unești. O unești, că e ok. Și începând de aici, well, te duci în lateral. chid că trece prin munți. N-are nimic. Bă, unește un pui mei. Așa, bravos. Cam mai ar fi. Deci cam asta ar fi. Cu tot. Holy shit, ia uite omul nostru ce face. Ești nebun la cap? Păi bat. I-am bătut, gata. Am mai luat un oraș, cât are? 28, o ce greu să mișcă, eu v-am zis că e nasol. Da, voi Batman, Batman, trebuie să fie așa o concentrație mare de orașe pe aici. Uite, două aici, sunt vreo patru în zona asta, dar nu mai am provizii deloc. Ok, bun. Haide, încă unul. Bă, orice e oraș important. Ia uite cum pușează nebunii mei. Nebunie pe felie. Hai, vin o aici măcar. Și apoi pe aici, pe aici. Fă un snake, că nu se mai poate. Fac snaking, fraților. Uitați ce am ajuns să fac. Facem snake. Uite, asta are tank. Păi, pui mei, te descurci dacă ai tank. Și aici. Și gata. Cred că o să-i batem acum. Ar trebui să fie sal. Văd că ne ajută și germanii puțin. Bă, dar niciodată nu m-am dus atât de mult. M-am dus chiar în interiorul țărilor, ca lumea de tot dacă aveam tankuri, era mai bine. Mai aveți măcar țară? A, e greu să-mi pasă Rusia, frate. Uite că e mai bine acum. Și o să vină din spate construcțiile. Ia uite, bam, direct. Deci dacă ne uităm la infrastructură, uitați-vă și voi ce am creat eu. Numai eu am fost aici. Am pușat ca nebunul. 27%. Deci toate orașele și toți suntem cu 27%. Ca naiba. Deci e absolut ca naiba. Uh, mi se pare mie sau... Păi ți-ai cam îndeplinit obiectivele, sincer. Da. Mai vine un pic aici și gata. Degeaba a făcut Snake. Sau, hai că n-a fost chiar degeaba. Aici n-am putut să pușez, din păcate. Nebunie. Nebunie totală. What the fuck? Ce li-a bins? Uite, încă un oraș important. Ecaterinburg Unde să mă mai duc? Ziceți-mi mie. Mă duc aici, na. Tancuri, avioane, anti de toate. Hai, Ai pușat în ultimul hal, mă frate. În ultimul hal. Treaba ta era simplă. De aici până aici. Ce e așa greu? Mai ai câteva orașe, uite. Uite câte orașe sunt aici. O grămadă. Aici nici dracu nu locuiește. <că -i> îi place la căldură. Eh. Un, uh, un... gameplay basic, un război basic împotriva ruznacilor, sincer. Cam așa stă treaba. Și jucăm pe speed mare de tot. Mm, da. Azi, eu. Clasic. Atât de clasic. Dar oricum nu cred că mai avem mult și i-am bătut pe fraieri. Mă, dar ceva mai wow nu avem și noi aici. Un oraș să valoreze mult. sweet State. Nu ne pasă gen. Bravo, luați acolo, luați. Ce să vă fac? Uite, că au deschis și aici un front. Nu, ar trebui, sincer, ar trebui să câștigăm mai repede. Mai ales cu frontul la deschis de nemți. Hai mă că n-au fost degeaba. Adevărat, chiar n-au fost degeaba. Plus că orice regiune se pune. Orice regiune e importantă. Ar trebui să aibă 25%, zic eu. Mai puțin, 24%. Snake, ceva poți să faci? Eu zic Snake când avansez mult în teritoriul dinamic. E, oricum mai ar fi, tu mai, mai făm ceva aici. Bro, what the fuck, m-am dus în ultimul hal. Mai făm niște, niște fabrici. A, atât, e suficient. Imediat ar trebui să se predea. Am făcut și bomba atomică și avioane mai șmechere și tot, tot, tot. E efectiv. All in pe atac. Bă, dacă știam că durează așa mult, nu mai mă chinuiam, dar... Simt că sunt atât de aproape și e păcat. Aici nici măcar n-am unde să fac snaking. Echipament, ceva. Mai au măcar manpower? Nu cred. Cred că o să se predea. Au mai luat ea pe partea cealaltă. Nu. Mexic acum. Luis Potosi Luis Putoare Toare mare. Așa. Ia zi, Bobiță, cum o dăm pe aici? O dăm bine? Sau nu prea? Pakistan. Ce naiba? Am venit până în munți. Mă, de la graniță pe aici. Voi pentru ce vă bateți? Nu, nicio treabă. Am venit până în Siberia și am venit degeaba. Mamă, ce moftic. Păm mă oftic, mă frate, mă oftic. Moftic am pușat ca nebunul Ca nebunul am pușat Dă-le frate, dă-le și lor un avantaj ceva Hai, că merită și ei săracii Ai orașul ăsta în față, go Ce faci, te uiți la mine? 23 ar trebui să fie Exact Atât de aproape de capitulare Ce orașe mai ai? aici prin față. Uite, ai aici un orășel. Ai un orășel. După ce l-ai cu ăsta, vină și aici, ai cale ferată. Nu, 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 nu. Trebuie aici să vii. Și aici asta nici mai zic că e destul de evident. Tu ai ceva cu... Bine că te duci în munți, frate. Unde nu-i pasă nimănui. Aoleu. Ce mă fac eu cu ăștia? Uite, cale ferată aici. Go. Nici nemții nu mai au ce să ne facă. Nu mai au cum să ne ajute. Tia, ja, să vezi cum mă atacă ăștia. Vezi, nebunule, că te-ai dus prea mult. Aduți oameni. Aduți oameni aici. Uite, Omsk e destul de wow. Gata, dacă e omsk cu e papa. Zic eu. Doar că nu ai trupe să-l iei. Ce tristuț. Foarte tristuț. Hai mă, un oraș. Bro, un fucking oraș. Mai și gat. Vino sus acolo, haide. Mai fă mi tancuri, gen. Mai un oraș și gata. Mărețul final. E deci că am jucat, am nebunit Bro, un singur fucking oraș mai mărit cel. Ăsta, Omsk, trebuie să fie. Dar unde n-ai mai aveți voi trupe? Stați cominți. Stați parcați. Gata. Asta e tot. Asta e tot lumei. Suntem șefani. Gata. S-a terminat șmecheria. Yo. Ce ai făcut, bobiță? Ai pierdut. Împotriva mea. Gata războiul. Hai la culcare, toată lumea stinge lumina. În Siberia. Așa La pacea asta Nu o dai cu mine Păi eu am făcut-o război, Deci nu o dai cu mine Că mă supăr Vreau teritoriu Jumătate în Rusia nici nu, nici nu Nici nu stau la discuții Nici nu stau la discuții bro Deci avem așa uh, Problema e că nu pot să-mi unesc teritoriul Acolo dar E ok Deci primul rând vreau să-mi unesc teritoriul ăsta, Baku normal că e așa, dar ai petrol, deci îl opresc. Să-și ia și ei teritoriul dacă vor. Hmm. Ei, dar sper că nu prea mult. 17? War participation sau am visat eu? Bă, dă de timpul ei mei. Așa, Uh, eu iau aici în continuare. Ce să mai poate? Bine, nu vreau nici bordul gol, știi? Adică... Dar vreau și provincii bogate în același timp. Submit demands. Hai să vedem ce mai doresc. Mai doriți ceva boșilor? Au ceva puncte. Nu zic nu. Ok. Bă, uite ce frumos, e. Eh? Eh? Așa, așa că arată mișto, arată într-un fel de fel. Din Armenia, eu nu am ce lua din Armenia. Nu mă interesează Armenia. Mă interesează aici. Niște teritorii mai mult de, de graniță. Așa. Sper că nu o să vină mai mult. 400, ok, Finlanda și-a făcut de cap, eu mai vreau și aici, și aici, și aici, să avem o graniță decentă, bun, excelent, o graniță decentă, zic eu, uite ce frumos, cel puțin aici, și e aici, încerc să-i blochez, posibilitatea de a se extinde Ce vrei tu? Diment, da Da Cum adică? Hai mă, dă-mi-l mie, bă tu Te cuiești în halul ăsta? Pa bune. Na, mi-ai mi stricat granița, fămul. Și o ce mai au acum? Că nici nu mai am. Bă, germanilor, bă. Bă. Dați-mi asta în puii mei. dați mi -l of reset, da. A dus dracu. Ci că n-am scor. Cum n-am scor? Submediments. Ah, oleo. Forfeit. te rog. Bă, dar nu mă bag în seamă. Hai, lasă bucata aia de teritoriu. Of. Și era atât de perfect. Las că poate pot să fac o șmecherie. Russian threat neutralized. Hei, hey, putem să dormim bine la noapte. Fii atent. Open country list. Nu. Ce să-ți fac eu ție? Foreign claims. Um, stai așa puțin Occupied territories Russian Empire mm, Nu pot să le dau release Mă rog Te descurci tu cumva e, Și acum fiecare e Pe treaba lui fraților care e care la casa lui uitați-vă uitați-vă ce a fost aici oameni buni hmm. aș fi curios dacă Germania nu o să elibereze pe ăștia să știi uite exact o să -i elibereze n-are cum să nu elibereze Open logistics. Așa, știam eu că se poate da release, dar nu sunt 100% sigur. Hm. Mă rog. Vă delectați aici cu, cu cerile mele și mai Uitați-vă cât arată. Mamă, e tic. Păi sunt mai mare decât Germania. Da, sunt mai mare. Și îți dai seama cât manpower am. E, și acum dau eu tot ce se poate. Plus că am și. Um, am aici toate posibilitățile fraților. Deci chiar pot să fac ceva mișto. O să am la Manpower, vă leu. Oricum să înțeleg oamenii deja. Mm -hmm. Și s-a terminat într-un într an decent, 1946. Merge. Ok, sunt curios. ce deci ăștia ce au făcut până la urmă au eliberat uh, niște țări. Era evident, sincer. Era evident. Nu știu eu cum să pot să fac asta. Mai nu pot să-ți dau... Uh, give control, uite. A, ah, dar nu pot. Nu pot să-ți dau asta. Fear. Ask control of the state. French Sudan. A, că e încă suntem în război cu cineva, nu? în pui mei. Cu cine? Cu ăștia? dă i ai bai pați lejer. Ia uite, ia uite, frățică. Mamă, dă te pana mea. A, valeu! Ok, lume. O să ne oprim aici cu, cu campania. Eu zic că e superb. De ce n-ai pe România înconjurată? Reichspacht. E. Cam așa, cam așa arată teritoriile noastre. O grămadă de țări și-au... Mamă. Wow. Și-au independența. Noi am încheiat pe bine. Și da, vă mulțumesc pentru vizionare. Ne auzim. data vittoria con noi episodi papà pa.